Iubite familie îndurerată, drați frați și surori și toți care în această seară ați avut bunăvoința și posibilitatea să fim alături de această familie, să fim în casa Domnului, fie ca să putem spune, așa cum a zis Naomi, Domnul a fost bun și cu cei ce au murit și cu cei ce au rămas. Și fie ca bunăvoința Domnului și Dumnezeului nostru să fie peste fiecare potrivit cu nevoia de mângâiere care o are. Am venit aici pentru că, în primul rând, suntem frați, suntem surori. Mi-am amintit că am fost împreună cu fratele Nicu nu de mult la o înmormântare amândoi. Dar în mod deosebit, după ce scumpa mea soție a plecat la Domnul, îi empatizez din oficiu cu toți cei care trec prin acemenea situație. Mai mult, sunt aici din partea bisericii dumneavoastră surori, vecină, biserica Betel, Vă aducem mângăieri atât cât o putem da noi, în a o transmite verbal și în a ne ruga ca Dumnezeu să o dea. Amin. Din locul unde ne-am așezat, am văzut citatul biblic pus alături de fotografia fratelui nostru și mi-a rămas în mod deosebit în imagine și în minte cele două cuvinte care apar în ghilemele, ziua aceea. De altfel s-a și cântat despre așteptarea noastră, despre împlinirea din ziua aceea și aș vrea, dragii mei, să vă las acest gând, acest adevăr biblic să reiterăm cu credință în fața tuturora. Toate zilele noastre trebuie să fie trăite având în vedere ziua aceea. M-a ajuns la convingerea că omul nu are valabilitate decât o zi. Dacă o zi unui om nu-i dai să mănânce și nu-l lași seara să se odihnească, vezi că a expirat termenul de valabilitate. Nu mai are aceeași capacitate. De altfel, Scriptura spune în Iov, în capitolul 7, că viața unui om este zil de cale unui muncitor cu ziua. Și chiar fratele care a stat lângă mine pe bancă, m-a întrebat cum sunt. Și exact așa am răspuns. Muncitor cu ziua. Astăzi a fost zi de lucru. Mâine rămâne pe seama stăpânului. Dacă va adăuga o altă zi. De altfel, o zi este o viață în miniatură. Dimineața ne trezim după un somn mai adânc sau mai ușor. Iar seara când adormim este într-un fel anume ca și cum s-ar încheia viața. O, de am trăi fiecare zi la valoarea unei vieți. În felul acesta, ziua aceea, chiar dacă vine fără veste că sintagma asta ne-a rămas în mod deosebit de la Domnul Iisus Hristos care spunea că despre ziua aceea, nu știe nimeni. Dar dacă fiecare zi o trăim în perspectiva acelei zile, în așteptarea acelei zile, de altfel, o astfel de așteptare ne identifică și ne verifică, spune Apocalipsa 22 cu 17, și Duhul și Mireasa zic vino. Dacă este în noi Duhul lui Dumnezeu, acest ecou ne pătrunde. Dacă suntem în biserica Domnului Iisus Hristos, de asemenea trăim aceeași stare și dorim să vină Domnul. Cum spune Traian Dorz într-un vers, treci peste ani viitori, sus se drag și vino. Ne du mai sus, mai sus de nori, în țara de lumină. Noi știm că ziua aceea este rânduită, este la vremea ei, Profetul Daniel spunea că zilele de la urmă sunt numărate, toate. Dar dorul nostru ar trebui să arate o inimă care, deși să spună, Doamne, știu că nu pot să vin numai săptămâna viitoare, dar în ce privește inima mea, aș dori să vii săptămâna asta. Și în mod deosebit, după ce avem din cei mai apropiați, plecați, dorul acesta se accentuează. Nu știm așadar câte zile ne sunt adăugate. Cum spune doar într-o altă poezie, necunoscut și tainic e al nostru viitor, nimic nu știe nimeni de ceasul următor. Nu știm ce ne așteaptă la orice pas făcut, că drumul vieții noastre ia din necunoscut. Necunoscut e al morții și loc și fel și ceas. Și nu știm până la ele cât timp ne-a mai rămas. Nu știe nimeni clipa, nu știe în care fel și în care loc așteaptă sfârșitul pentru el, necunoscută e ziua venirii lui Hristos și noaptea judecății și tot ce-i neîndoios, dar numai locul unde te duci cu ce ai făcut, spre slavă sau ocară, nu ți-e necunoscut. Și nouă ne este cunoscut că ne-a informat cel ce este adevărul pentru eternitate. Nu numai că ne-a spus-o, a spus că vine după noi, a spus că El a pregătit locul. De aceea, dragii mei, rămân la acest îndemn simplu, dar înălțător pentru cei ce trăiesc în vederea acelei așteptări, ziua aceea. Și aveți în față textul biblic ce se va întâmpla în ziua aceea, când Domnul va veni cu răsplătirile, că judecătorul cel drept va trebui cu și toate sunt pentru cei ce iubesc venirea lui, spunea Pavel în 2 Timotei, acolo în 4 cu 8. Cei ce iubesc, asta este starea cea mai de dorit de așteptarea acestei zile. Și cum spune același Pavel la 2 Corinteni, capitolul 5, de aceea ne și silim să fim plăcuți. Fie că rămânem pe aici, fie că ne ducem, fie că rămânem în biserica luptătoare, fie că suntem transferați în biserica biruitoare. Este una și aceeași biserică a Domnului Isus Hristos. Mă gândesc cine așteaptă mai mult ziua aceea, noi sau Domnul? Spune David într-un psalm, nu voi da țipire ploapelor mele, nu mă în patul meu până nu voi găsi un loc pentru Domnul. Și în versete ce urmează, zice în acolo în 132, Domnul spune despre locul pe care David voia să îl pregătească, voi locui în el că-și l-am dorit. Era deopotrivă o dorință a lui David și a Domnului. Doamne, nu că pretindem să te iubim cum ne-ai iubit tu pe noi, dar cu fiecare zi ce trece vrem să te iubim tot mai mult. Pentru că în ziua aceea, atunci când îl vom vedea pe Domnul față în față și pe toți cei dragi care s-au dus și ne așteaptă. Cu ocazia în mormântării scumpe mele soții, un frate păstor din America, a compus câteva versuri. Și ultimul vers spune, da, mi-am sfârșit azi alergarea prin vânt, prin arșiță și ploi. Ce dulce sună încercântarea, vă aștept ca să veniți și voi. Să ne grăbim, să ne silim. Nu știu cum se face, dar în ultima vreme, ca în toate predicile mi se încheie în rai. Mi-a făcut cineva observația asta. Și a zis, și normal, zic, cel puțin acolo vreau să ajung. La ziua aceea, la locul acela, fie ca puterea lui Dumnezeu să ne magnetizeze pe toți. Nu doar de dorul acelei zile, în mod fariseic, să scăpăm de mânia viitoare, ci de dorul și de dragul celui ce a fixat prin lucrarea sa ziua aceea în calendarul veșniciei al Planului lui Dumnezeu. Să trăim așadar fiecare zi ca o viață frumoasă în așteptarea acelei zile. Fiecare să fie trăit în părtășie cu Domnul, în părtășie cu frații, să iubim cu adevărat, să ne învățăm să fim buni, miloși, că viața e așa de scurt, e doar un vis, nimic mai mult, dar să fie un vis plăcut. Și când ne vom trezi în ziua aceea, fără să mai fie nevoie să mă adormim în altă seară. Toate visele flăcute se vor transforma în binecuvântări și mulțumim Domnului că toate visele neplăcute nu vor mai fi amintite de nimeni. Vor fi uitate. Ce Dumnezeu bun, mare și minunat avem! Stimată familie, știu ce gust are despărțirea și dorul rămâne Spunea germanul Dietrich Bonhoeffer, cine spune că golul este acoperit de Dumnezeu nu e realist. Golul rămâne ca să păstrăm legătura cu cei dragi și să dorim o dată în plus să ne întâlnim cu Domnul și cu ei toți. Dumnezeu, repet, să vă dea îndurare. Și cum spune Pavel într-un verset frumos despre cineva, dea Domnul să capete îndurare în ziua aceea. Asta Vë dorë shtutor ora. Amin.